Doliu în lumea muzicii. După ce s-a stins din viață muzicianul Frank Carpentier, un artist de origini napolitane cunoscut mai ales pentru participarea sa la programul Made in Sud, dar care a colaborat în trecut cu mulți artiști ai scenei napolitane, Alessandro Siani, Enzo Avitabile, Alma Megreta, Clementino și Rocco Hunt. Bărbatul suferea de ceva timp de cancer, patologie care devenise cunoscută după internarea sa în Spitalul Monaldi și mesajul de urări de bine de la unii jucători ai Napoli. Tocmai în această seară a fost programat la Teatrul Cilea din Napoli un spectacol intitulat Frank Carpentier, Brothers Sisters, la care artistul trebuia să participe, născut în 1976 la Napoli. Francesco Carpentier a devenit pasionat de muzică încă de la o vârstă fragedă, începând să facă cluburi la doar 18 ani, împărțindu-și timpul între Ibiza și scena napolitană cântând ca DJ. Spre sfârșitul anilor 90 a început să lucreze cu televiziune și teatru, compunând muzică pentru Tribu pe Rai 2 și pentru spectacolul de teatru Zaza Raza de la Teatro Augusteo din Napoli, precum și obținerea unui mic rol în filmul Il Principe Abuziv. Regizat de Alessandro Siani,